Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de seară. Alături de mine se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. În domeniul sănătății, pentru că ați zis că veți desfășura în acest mandat un program amplu. Da, și ne referim la zonele complementare care se vor înființa în jurul spitalului nou municipal. Da, într-adevăr, așa cum am spus în ultima parte a emisiunii, înainte de publicitate, disecția pneumologiei TBC. La fel, ni se va elibera o clădire unde funcționează noua maternitate din Fălticeni, pentru că maternitatea, împreună cu cele trei secții, obstetrică, ginecologie și neonatologie, vor fi arondate, vor fi mutate în Spitalul Municipal Nou. Au un etaj întreg, etajul 3, pare mi se, în condiții extraordinar de bune, iar acel spațiu va rămâne în continuare cu destinație medicală, spațiu de pe Ion Creangă, în care vom înființa sau vom muta parțial secția de paliative. Acum funcționează într-o secție a Spitalului Municipal Fălticeni de pe teritoriul Comunei Vadul Moldovei. Va rămâne și acolo la Vadul Moldovei, dar vom avea un număr crescut de paturi și aici în clădirea de pe strada Ion Creangă. Din păcate, adresabilitatea este extrem de mare la această specialitate medicală. Nu e un lucru foarte îmbucurător, dar măcar noi trebuie să luăm măsurile necesare ca acești bolnavi să aibă parte de cele mai bune condiții de tratament acolo unde se poate. Vorbim de paliative, mutăm în maternitate și vom muta și acolo câteva paturi de geriatrie. Cam asta va fi destinația acelei clădiri. Va rămâne în continuare cu destinație medicală, în continuare cu acordul Consiliului Local, pentru că o să propun Consiliul Local să lăsăm dreptul de administrare în continuare Spitalului Municipal Fălticeni, pentru că sunt la fel specialități medicale care trebuie și pot fi tratate la Fălticeni în condiții optime, mai ales că acea clădire este relativ nouă, dată în funcțiune în 2017, are 4 ani, arată foarte bine, are toate utilitățile, toate condițiile, poate fi folosită extrem de eficient. La fel avem clădirea policlinice. Policlinica din Fălticeni, ambulatoriul de specialitate, va fi mutat în spitalul nou. La fel are arondate acolo spații extrem de generoase, de frumoase, de bine dotate. Iar clădirea policlinice va rămâne la fel cu destinație medicală. Acolo sunt câteva spații care sunt cumpărate de medici, de diverse specialități medicale, dar și multe spații care rămân în proprietatea și administrarea municipalității și Spitalului Municipal Fălticeni. Intenționăm acolo să mutăm, să oferim posibilitatea, pentru că nu putem să mutăm noi, medicilor de familie din municipiul Fălticeni care vor dori, pentru că nu va fi cu titlul de obligație, dar medici de familie din Fălticeni care desfășoară activitatea acum în spații relativ improprii sau mai mult sau mai puțin eficiente, să le oferim cu titlu gratuit posibilitatea să își facă activitatea medicală în clădirea ambulatorului de specialitate, la fel medicina școlară și tot ceea ce înseamnă alte specialități medicale, chiar dacă vin în cadrul public sau privat, în limita locurilor disponibile. Deci și policlinica, după ce va fi mutată în Spitalul Municipal Nou, va rămâne tot cu destinație medicală și acolo intenționăm să facem anumite reabilitări, modernizări, astfel încât spațiile pe care le oferim medicilor să fie dintre cele mai bune și să respecte întocmai condițiile sanitare impuse de legislația specifică. În ceea ce privește spitalul de copii, la fel, care se află în spatele parcului 23 august Mihai Eminescu, la fel, pediatria va avea spații generoase în Spitalul Municipal Nou, acea clădire, tot ceea ce înseamnă specialitatea medicală pediatrie va fi mutată în spitalul nou, iar acea clădire va rămâne la dispoziția Spitalului Municipal Fălticeni. Clădirea aparține primăriei Fălticeni. Nu intenționăm să schimbăm administratorul. Din nou o să propun Consiliul Local să rămână în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni pentru înființarea altor secții necesare pentru a completa actul medical și, într-adevăr, la Fălticeni să avem, odată cu Spitalul Municipal Nou, toate celelalte specialități necesare și viabile pentru a fi realizate în Fălticeni, să le avem la standarde ridicate în ceea ce privește partea de construcții, investiții, modernizări, echipamente, dotări și așa mai departe. Domnule primar, chiar dacă bugetul național, bugetul consolidat al statului se lasă așteptat, evident, din experiență puteți să faceți o proiecție a bugetului local într-un procent de 80-90%, nu știu cum
dar având deja două mandate, vă puteți, cam care vedeți, cam care va fi proiecția bugetului municipal? În primul rând avem aceste proiecte cu finanțare europeană, da, la care trebuie să asigurăm cofinanțarea noastră. Sunt proiecte cu un nivel de eligibilitate undeva la 98%, adică 98% sunt bani europeni, dar 2% e cofinanțarea noastră pe care cu prioritate o vom prinde în lista de investiții a bugetului local. La fel urmează partea de asigurare a funcționării primăriei municipiului Fălticeni cu toate compartimentele, cu toate direcțiile, serviciile și sumele de bani necesare pentru partea de investiții, partea de modernizări. Vom încerca să atragem cât mai mulți bani europeni, astfel încât presiunea pe bugetul local să fie foarte mică și să putem folosi banii din bugetul local pentru investiții relativ mici, în ceea ce înseamnă reparații, modernizări, instituțiile de învățământ, unitățile școlare, acolo mai au nevoie, precum și proiecte mai ambițioase privind construirea unor spații necesare atât pentru educație, cât și pentru sănătate, infrastructură și așa mai departe. Tot ce vorbeam înainte de investițiile sau de mutările care se vor întâmpla în cadrul sistemului sanitar. Da. Toate acestea presupun și anumite fonduri pe care trebuie să le alocăm de la bugetul local, astfel încât acele clădiri să fie impecabile la momentul în care vor fi date în folosință, indiferent dacă îi schimbăm specialitatea medicală sau nu. Ne propunem să continuăm cu dezvoltarea și accelerarea infrastructurii și v-am spus, lucrăm la proiecte cu finanțare europeană extrem de consistente și extrem de necesare pentru Fălticeni. Am luat-o din timp, deocamdată axele de finanțare 2021-2027 nu sunt deschise, dar noi întotdeauna am fost harnici și vrem ca în momentul în care vor fi deschise să fim cât mai aproape cu realizarea măcar a tematicii respective, pentru a putea să depunem la timp și să fim eligibili și după principiul primul venit, primul servit. An de an, în primele două mandate, ați alocat bani, fonduri consistente pentru educație, chiar dacă avem această problemă creată de criza sanitară. Cum gândiți bugetul pentru educație? Deja avem o listă de priorități pentru fiecare unitate școlară în parte. Da. Am avut o primă discuție cu parte din colegii mei cu competențe în derularea acestor investiții. Am avut discuții punctuale cu fiecare director al unităților școlare din Fălticeni. O să avem și o discuție colectivă, astfel încât să știm care sunt nevoile fiecarei școli și unde trebuie interveni cu prioritate. Pentru că școlile și liceele din Fălticeni arată bine, dar întotdeauna se poate și mai bine. Ne dorim ca și pentru ele să reușim, pentru o parte din ele să reușim o finanțare europeană, continuând finanțările europene pe care le-am avut pe partea de învățământ. Suntem aproape de finalizare la școala gimnazială numărul 6 Ioan Ciurea, acolo unde un proiect cu finanțare europeană de aproximativ 40 de miliarde de lei se vede. Ne dorim să extindem și la școala Cuza, tot prin POR. Avem, cum să vă spun, pentru fiecare unitate școlară în parte, și din realitățile pe care le cunosc, pentru că sunt extrem de legat și știu foarte bine ceea ce mai este nevoie la fiecare școală, dar și din discuțiile pe care le vom avea sau le avem cu profesorii, cu conducătorii unităților de învățământ, astfel încât să, de la an la an, să îmbunătățim, să completăm, pentru că niciodată nu poți spune că ai terminat absolut totul. Ai terminat partea de construcție, trebuie partea de dotări. Ai terminat partea de dotări, trebuie partea de mobilier școlar. Ai terminat mobilier școlar, trebuie dotarea cabinetelor, laboratoarelor cu echipamente specifice. Și trebuie să ții pasul cu prezentul, cu ceea ce este... Da. Exact, pasul cu prezentul. Trebuie să ne adaptăm permanent la tot ceea ce înseamnă partea asta de energie verde, regenerabilă, da, cu panouri, da, fotovoltaice, cu panouri solare, astfel încât, da, să fim și eficienți în a face economii, pentru că banii pe care îi dăm pe factura la curent și la gaz putem să-i folosim cu alte scopuri în interesul profesorilor și elevilor. Lucrăm la chestiunea asta și anul acesta vreau să vă asigur că vom avea un buget extrem de consistent pentru investiții în educație. Domnule primar, să alocăm câteva minute pe finalul emisiunii și politicii. În 2018-2019 se vorbea că, iată, președintele organizației municipale, PSD din Fălticeni, primarul Cătălin Coman,
se gândește să candideze undeva la Parlament, poate la președinția Consiliului Județean, dar în cele din urmă ați sfârșit anul și începutul de an cu un avertisment din partea conducerii județene a partidului. E destul de neplăcut, bănuiesc. Vă reproșați ceva? O să vă spun, ce spuneați, eu v-am contrazis de fiecare dată. Niciodată nu mi-am dorit să candidez, cel puțin până acum la președinția organizației sau Consiliul Județean sau nu știu, toată lumea. Da. Era o chestiune care era lansată tot de adversarii politici la timpul respectiv, 2018-2019. Știți că am mai vorbit, mă oprea lumea pe stradă, când mă duc deputat, senator și alte funcții, oameni buni. Eu cât mai am treabă de făcut în Fălticeni, rămân în Fălticeni. Am spus-o atunci, o spun și acum. Nu visez la funcții, nu-mi trebuie decât funcțiile care cred că pot face treabă și atâta timp cât mai este de făcut treabă în Fălticeni și mai am proiecte extrem de importante și necesități care trebuie realizate, voi rămâne primar al municipiului Fălticeni. Ca să excludem încă o dată orice fel de polemică și dezvornistică cu tot felul de alte funcții. Pe de altă parte, nu mi-a picat bine acest avertisment pentru că eu n-am făcut nimic rău. Am primit un avertisment din partea organizației județene. Până la urmă, ce am făcut rău, am spus adevărul, că nu l-am susținut pe domnul, cum îl cheamă, Vlad Popescu Piedone, care între timp a și plecat din PSD, da. Adică m-ați sancționat, că am avut dreptate, m-ați sancționat când am spus atunci, oameni buni, nu este bine ce se întâmplă, eu nu pot să mă duc în fața cetățenilor din Fălticeni să spun, votați-l pe X sau pe Y în care eu nu am încredere și în care știu foarte bine că nu vă face nimic pentru municipiul Fălticeni și județul Suceava. Și acest lucru s-a întâmplat. Din păcate, domnul deputat de Suceava nu mai este la noi, nu știu, s-a dus, nu știu ce alianță, nu știu ce listă, mă interesează foarte puțin acest aspect. Și am fost eu sancționat cu avertisment. Da? Ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, ca cei care au făcut acea listă să fie sancționat cu avertisment, pentru că acei care au făcut acea listă și care au susținut acea listă total ilegală și imorală, ei au greșit și nu eu. Eu am avut discuții și cu colegii primari care m-au susținut și mi-au dat dreptate și le mulțumesc extrem de sincer pentru că am simțit într-adevăr în colegii primari din județul Suceava, în mare parte dintre ei cu care am apucat să vorbesc, că îmi dau dreptate. Eu am fost mai vocal, sunt și singurul primar de municipiu pe care îl are PSD-ul din județul Suceava. Poate am considerat că este și necesar să-mi spun punctul de vedere și punctul de vedere al lor, pentru că foarte mulți mi-au spus, domnule, nu e normal să se întâmplă, îl aducem pe ăla, noi nu avem oameni competenți în județul Suceava. Eu asta am spus și atunci, am spus foarte clar, eu nu pot să fac campanie, nu că nu că am eu ceva cu cineva anume din partid sau că vreau eu să fac rău partidului sau mai știu eu ce alte năzbătii. Nu, oameni buni, eu vreau să fac campanie pentru oameni, așa cum am promis, eu m-am dus pe stradă în campaniile mele și am spus, votați că o să fac bine pentru oameni. Eu nu pot să mă duc acum să vorbesc cu oamenii din Fălticeni, spuneți, votați-l pe ăla că o să facă bine, că aș fi un mincinos. Eu nu pot să fiu mincinos și pentru că n-am fost mincinos și pentru că am spus lucruri pe nume, s-au gândit că e bine să mă sancționez cu avertisment. E decizia lor, am înțeles că la nivelul ședințelor din teritoriu nu s-a menținut acest avertisment, pentru că colegii primari mi-au luat apărarea și le mulțumesc sincer, pentru că la fel de bine gândesc ca și mine, pentru că vreau într-adevăr să nu fac o politică așa dictează cineva de la București, așa dictează cineva un lider. Până la urmă suntem colegi, deciziile trebuie să le luăm împreună și deciziile trebuie să le luăm împreună în beneficiul comunităților noastre. Trebuie să gândim în primul rând la oamenii pe care îi reprezentăm și nu neapărat că decide unul nu știu ce matrapazlăcuri pe la București. Pentru asta eu am fost sancționat. Am fost sancționat cu avertisment pentru că m-am gândit și am luat decizia de a acționa în beneficiul comunității pe care o reprezint și cărora le sunt dator de a le îndeplini promisiunile și proiectele pe care le-am propus. Și acest lucru au făcut și mulți colegi primari. Încă o dată vreau să le mulțumesc public și să spun că oricând pot să mă apăr, spunând că eu nu am vrut să fac rău nimănui, n-am făcut rău nimănui, dar voi continua să fiu extrem de vocal și cu argumente atunci când din punctul meu de vedere, situația nu se duce într-o direcție bună. M-au sancționat că am vorbit cu președintele Consiliului Județean. Măi, oameni buni, până la urmă suntem două instituții care suntem obligate de lege să colaborăm. Care-i legătura? N-am voie să vorbesc cu X sau Y în alt partid? Păi mâine, poimine, să mă sancționeze, nu știu, că i-am dat un telefon la nu știu senator de la alt partid. Păi i-am dat un senator nu pentru mine, pentru comunitate. Este obligația mea să o fac și voi face acest lucru în continuare. Dacă doriți să-mi dați și alte avertismente, dacă îmi veți da ocazia să vă răspund, dar vreau să vă asigur că nu mă interesează avertismentele, mă interesează să fac bine comunității pe care o reprezint și atât. Două chestiuni încă discuție, dar foarte concis să fiți. Care este acum relația noastră cu socialdemocrații și ce se întâmplă la nivelul organizației municipale?
La nivelul organizației municipale Fălticeni, la cărui președinte sunt, avem o relație extrem de bună pentru că avem o organizație puternică care a fost alături de mine și va fi în continuare în tot ceea ce înseamnă acest demers. Suntem într-adevăr niște oameni responsabili care vrem într-adevăr să ne îndeplinim promisiunile, iar la nivelul relațiilor cu, nu știu, organizația județeană, sincer, nu prea am comunicat foarte des, pentru că eu m-am spus punctul de vedere și mă mai și critică câte unul altul prin Suceava pe aici, care e un cetățean pe aici, prin Suceava, temporar la partid probabil, care a luat vreo 12% în alegeri, într-o și își dă cu părerea referitor la multe probleme pe care doctrina politică a mea îl afectează într-un fel sau altul. Vreau să spun foarte clar că nu mă interesează și eu, în general, discut cu oameni puternici, nu cu oameni slabi. Așa, un minut doar. Care vor fi perspectivele relației instituționale cu președintele Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flotăr? Eu sunt convins că foarte bune, pentru că, la fel, am avut o colaborare extrem de strânsă și apreciez extrem de mult pragmatismul, energia de care dă dovadă și cunoștințele pe care le posedă, pentru că de multe ori m-a surprins plăcut cu cunoștințe tehnice pe care mi-era greu să le înțeleg, dar probabil experiența, expertiza, este totuși un om care a făcut foarte multă administrație. Sunt convins că vom avea o relație excepțională în beneficiu tuturor, pentru că asta a fost și, cum să vă spun, prima propoziție pe care am discutat-o. Haideți să facem bine, domnul președinte Flutur mi-a spus, facem un proiect să facem bine pentru județul Suceava și municipiul Fălticeni și am spus oricând, cu drag, cu maximă implicare din partea mea și cu tot sprijinul și suportul. Vă mulțumesc pentru această participare. Vă mulțumesc și eu. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!